După ani întregi de rugăminți și sute de cereri trimise, școala greacă din Constanța a intrat recent în posesia comunității elene din oraș, iar președintele comunității, Anton Antoniadis, are vești excelente pentru viitorul acesteia. Antoniadis a anunțat că imobilul va fi reabilitat cu ajutorul unei fundații din Turcia și că în curând va găzdui o școală privată. Retrăim într-adevăr cu emoție toată comunitatea greacă aceste momente, pentru că una este ce a promis Antoniadis, una este ce a promis comunitatea, una este ce proiecte am avut sau ni s-au propus, și restaurant, și hotel, și de închiriat, și ce vreți noastră, birouri. Dar am decis și am mers întotdeauna pe cultură, pentru că asta ne dorim și avem atâta nevoie de cultură în Constanța. Această investiție de renovare și redare circuitului educațional se va întâmpla curând. Școala, efectiv, va începe anul viitor în septembrie, pentru că sunt lucrări ample de renovare, rezistență. Această colaborare este benefică pentru învățământul Constanțean. Va fi o școală privată cu grădiniță și învățământ primar. Acestea sunt planurile momentan. Köstence'de bu güzel şehirde bu tarihi yarımada da tarihi bir binanın, tarihi bir okulun tekrar işlevsel hale geleceğini öğrenmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Scopul nostru este să contribuim educația anul acesta. Dacă ajungem anul ăsta rezolvăm actele și renovare și clădire, vrem să deschidem anul ăsta. Dacă nu ajungem, sperăm că ajungem. La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, care susține această inițiativă. Îi felicit pe reprezentanții celor două comunități, îi asigur de tot suportul nostru din punct de vedere administrativ și nu numai. Iar astăzi demonstrăm că acest multiculturalism își începe activitatea prin bazele esențiale. Educația. Vă felicit, vă urez mult succes, e un drum pe care îl începeți, dar poate fi un reper pentru învățământul și educația, nu numai aici, ci pretutindeni. Iată, 17 comunități trăiesc în armonie și, cum bine a zis domnul Antoniadis, respectăm fiecare minoritate, dar trăim aici, pe pământul românesc, unde ne bucurăm cu toți și pe cine oferă. Mesajul primarului municipiului Constanța, domnul Brăgir, chitat pe mine astăzi, este acesta. Porțile cetății Tomisului, Constanța este deschis și sunt deschise în mod permanent pentru toate proiectele educaționale și culturale care vizează îmbunătățirea performanțelor sistemului de educație autohton. Sunt mai multe motive de satisfacție. Primul motiv de satisfacție este acela că prin deschiderea acestei școli private cu finanțare și ca rezultat a unei fructuoase cooperări între Comunitatea Elena Elpi și Fundația Marif. Școala de pe strada Aristide Carațali a funcționat ca unitate de învățământ până în 2017, când comunitatea Elena a revendicat-o.